acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Două trupe solide, cu ambiții mari și cu suporteri mulți, se înfruntă în seara asta într-unul dintre cele mai interesante meciuri ale sezonului. Teoretic, Universitatea Craiova poate egala Rapidul la finalul sezonului regulat. Este penultima etapă și fiecare echipă încearcă să-l termine pe un loc cât mai în față. Spre Marcovici. Spre Marcovici. Mingea oprită. Mingea oprită, iată, de Iacob. Da, și câștigă postul de titular acolo. E, aici este o poziție foarte bună, scapă singur cu portarul, e pe stângul mingea și scoate formidabil portarul Popescu, Petrila. Vedem încă o dată. Lasă bine piciorul stâng Laurențiu Popescu, da. Bancu, care de la margine. Minutul 20, 0-0 continuare. Mă amuzează puțin Mitriță de tehnica lui. Nu e offside, nu cred că e offside. Iată-l pe Krasnici intrând în careu și este ajuns din urmă. Ce decide arbitrul? Oare? Nu e offside. Nu e, deci așa pare în sfârșit. Da. Foarte bine, vine Screciu. Screciu vine tare, vine în viteză mare. Krasnici se uită la portar, însă nu-l simte alături pe Screciu, care are o intervenție fenomenală. Meciul e cursiv, așa, dar nu și în fața porții. Nu se ajunge acolo, care s-a dus jumătate de oră. Deviere norocoasă. Da. Bancu, Mitriță! A scăpat Mitriță Bancu, al 10-lea gol marcat de Mitriță în acest campionat. Cât de bine apare la finalizare, ce mobilitate, ce viteză are, accelerație deosebită, ajunge în poziție excelentă, poziție ideală de a lovi mingea, primite, cred, cu interiorul, în... interiorul, da, tot pe acolo. Din mingea aia deviată. Da, pasa a fost bună, pasa de la Bancu, foarte bună, pasa la întâlnire. Hai să vedem încă o dată. Asta. De la săracul Waidă. Waidă. Și îl scapă acolo. Scapă Hromada. Hromada îl scapă. Doar că apariția asta lui Mitriță aici surprinde. Da, e surprinzător. E direct în centru. Dar are accelerația aia nemaipomenită. Lovește mingea bine, lovește mingea repede, bine. N-are nevoie de timp, de spațiu. Astea sunt calități incontestabile. O fi rocker. Aici Mitriță Bancu, vine bine și a mai venit și în prima repriză Krasnici. E adevărat că e nevoie de el în partea cealaltă. A fost o altă greșeală aici, Mitriță! Hasani, ce eroare a făcut Hasani! Mitriță care caută să înțepe practic această minge. Nu știu dacă nu cumva ce? Nu l-a avut în vedere pe Ivan. E offside. Ochiometric. Offside. Ochiometric e greu de spus, într-adevăr. Mitriță scoate mingea într-o zonă bună și din nou Mitriță, mingea lăsată de Mitriță, mă rog, nu a ajuns-o, nu o ajunge nici Ivan. O pasă bună dată de Vlădoiu, da. Inteligent. Vine puțin sub traiectorie. Aici la Ivan cred că era offside. Da. Este Brown. Waidă. Verticalizează Waidă. Rahmani înapoi. Hasani. Krasnici. Tripleta kosovară în acțiune. Krasnici. Bună pasă! Și este gol! 1-1! Excelentă pasă dată de Krasnici. Și înscrie Hromada la prima sa reușită. Ce pasă bună a dat Krasnici. Apare Hromada la finalizare, foarte bine, vine din linia a doua, vine fără om
și scrie. Da, surprinde prima oară. Apariția asta lui, surprinde acolo, asta e clar. Vedem faza aici, are spațiu mare aici, spațiu mare pe care îl are Krasnici. Uite ce bine vine, nu vine nimeni cu el, excepțional. Pas, asta este fabuloasă, ca la biliar, fără niciun fel de exagerare. S-a văzut la cadrul ăla din lateral, pe jos, la firul ierbii, nimeni nu poate să ajungă. Deci nici măcar portarul nu se poate reproșa ceva, că n-a ieșit, că n-a... Pasă dată perfect între portar și linia de apărare, exact. Dar cred Crețu are o vină. Crețu vine împreună cu Hroma, da? Doi oameni, ia, și cât pasă să nu de, iasă, pasă de meșter. Dar și apariția la finalizarea lui Hroma, da? Merită aplaudată. Hasani, bună asta, pasă. Ce preluare! Ce preluare și o minge săltată peste portar, o scăriță acolo, care este scoasă apoi din fața porții de apărare a Craiovei. Revedem faza. Ce preluare are acolo. Papo rezistă atacului lui Maldonado. S-a dus Maldonado riscant acolo. Da. Picioare acolo Megabishvili. Centrarea deviată, preluarea în spate, dar nu-i nimeni acolo. Mingea trimisă în spate de jucătorul spaniol. Bancu e pe dreptul, Bancu deviată. Deviat în față. Waită era să o bage în poartă. Devierea asta. Ce pasă, ce rău trimite în spate Blesa. Dă tare și de aproape. Asta e Waită, care a fost pe direcția balonului, nefericit pentru el și rapid la faza golului marcat de Mitriță. Krasnici la Rahmani, sunt variante, poziția e bună și scoate din nou, adevărat că din nou mai degrabă mingea este pe portarul Popescu. Este a treia fază în acest meci în care Rapid ratează singur cu portarul. Deci wide este, da? Iată, vine bine. Aici aveam niște semne de întrebare. Nu e offside. Foarte bună pasa. Ce intrare are Maldonado aici? Da. Cum s-a intrare asta, Emil? Spune-mi și mie. Cum să faci intrarea asta ca fundaș central în careu? În propriul tău careu?